Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la pastila de lectură. 10 cărți autobiografice care te dezvoltă mari personalități care au schimbat fața, au schimbat istoria umanității, istoria omenirii în perioada 30 aprilie, 10 mai. Editura Herald inițiază o nouă campanie pentru dumneavoastră, cititorii noștri fideli, și veți avea ocazia să vă întâlniți cu personalități care au marcat, hai să spunem, istoria, știința, literatura, omenirii, care abordează în cărțile lor cu multă sinceritate și într-un mod, aș spune, personal, motivațiile, succesele, eșecurile și lecțiile învățate de-a lungul vieții. Prin exemplul propriu, aceste figuri marcante vă vor ajuta să vă motivați într-un anumit fel, să evoluați, să învățați să depășiți obstacolele care apar în viață și, bineînțeles, să vă urmați drumul. Aș începe această conversație cu colega mea, Andreea Tincea, senior editor la editura Herald, cu un citat din Frederick Douglass, un personaj și o personalitate care apare în colecția Autobiografia, cu un citat foarte, spun eu, relevant pentru discuția noastră: când înveți să citești, devii liber pentru totdeauna. Pentru că sărbătorim ziua de 1 mai, ziua internațională a muncii, chiar dacă o sărbătorim în contextul vremurilor pe care le trăim, o sărbătorim de acasă și nu la birou. Editura Herald și-a propus să contribuie la realizarea aspirațiilor și visurilor personale ale cititorilor săi cu o serie de cărți, cum vă spuneam, excelente și pline de inspirație. De la, aș putea spune, 10 minți strălucite care au schimbat lumea cu ideile lor. Astăzi, pentru că tot pomeneam puțin mai devreme despre ziua de 1 mai, vorbim despre Henry Ford, viața și opera mea, și om să vi-o arăt la cameră, o carte apărută în colecția Autobiografia a editurii Herald, ca să vă stârnesc cumva interesul. Pe lângă Henry Ford vom mai vorbi și cu alți invitați despre alte personalități, despre alte cărți, alte biografii sau autobiografii, începând, eu știu, de la Mahatma Gandhi, continuând cu Dalai Lama, Ecaterina cea Mare, țarina Rusiei, Virginia Woolf, în zona literaturii, tot în zona literaturii, Mark Twain și Victor Hugo. Aș mai menționa în zona științei pe Nikola Tesla, de asemenea în zona politicului aș menționa iarăși un personaj extraordinar, este vorba de Winston Churchill, și multe, multe alte cărți din colecția Autobiografia. Mi-a venit iarăși, uite, în minte Spovedania lui Lev Tolstoi, o carte admirabilă. Așa că, iată, multe, multe personalități cu autobiografii în colecția Autobiografia a editurii Herald. Andreea Tincea, colega mea, cum vă spuneam, senior editor la editura Herald. Cum te-a marcat această carte, citirea, redactarea acestei cărți, în condițiile în care Henry Ford a fost un personaj care realmente, din punct de vedere atât social, dar și din punct de vedere profesional, din punct de vedere al managementului, din punct de vedere al idei de business, realmente putem spune că a schimbat istoria umanității, atât pentru managementul unei firme, dar mai ales fiind un om foarte, cum să spun, empatic și plin de compasiune, s-a gândit, bineînțeles, și la salariați. Și poate de asta este cu totul diferit față de, să spunem, de genul de antreprenoriat care îl vedem în zilele noastre și mai ales în ultimii 30 de ani. Noi vorbim de o perioadă, anii 20, 30, 40, da?
Iată, am senzația că el vine cu ceva foarte inovator și mai ales inovator, ținând cont de acea perioadă mai mult ca oricând. Bună, Sorin! Bună ziua tuturor celor care își fac timp să asculte materialele noastre, pentru care ne pregătim și noi și echipa Herald și toți invitații pe care îi aduce alături de tine în aceste momente. Ne pregătim pentru că ținem la cărțile la care lucrăm și pentru că, până la urmă, în perioada asta, a citi e una dintre cele mai importante activități, pe lângă aceea de a te centra și a încerca să lucrezi cu tine să fii cât se poate de stabil și adaptabil la tot ceea ce se întâmplă. Așadar, mulțumesc tuturor că suntem împreună și astăzi să povestim despre o carte la care am avut bucuria să contribui și eu în calitate de redactor. Colecția Autobiografia este coordonată de colega mea, senior editor la Editura Herald, Luisa Neag, cea care a și făcut opțiunea pentru această carte interesantă, care apare în colecția Autobiografia. Cartea se numește Viața și opera mea, este scrisă de Henry Ford în colaborare cu acest Samuel Crowther, un personaj despre care probabil că nu a auzit nimeni. Mi se pare interesant, în primul rând, că aflăm acest detaliu, și anume faptul că Henry Ford nu a scris, de fapt, o autobiografie. Citind cartea, înțelegi că o mare parte din materialele care au devenit această carte sunt, de fapt, jurnalele lui de business. Sunt jurnalele lui și materialele pe care le scria sau gândurile pe care și le nota, în paralel cu rapoartele de business pe care le făcea pentru propria sa fabrică și în tot ceea ce însemna activitatea lui de business, care nu se reducea doar la pune pe picioare acest business de construit mașini, ci era un adevărat sistem de gândire pe care el l-a dezvoltat pas cu pas, fiind foarte activ în tot ceea ce însemna viața economică a Americii din perioada anilor 1920. Cartea este scrisă la 1922. Este așadar o colaborare între Henry Ford și ceea ce se numește ghostwriter, adică un om cu mult mai mult talent la scris, care a reușit să facă din aceste jurnale de business și rapoarte de business ale lui Henry Ford un material autobiografic, în definitiv. Ce m-a marcat citind această carte a fost că mă pregăteam să fiu cât se poate de plictisită, nu sunt o persoană interesată neapărat în mod direct de zona business-economie, însă am terminat lucrul la această carte ușoară și aproape cu senzația că sunt mult mai racordată la realitate și la ce înseamnă de fapt și cât de important este să îți fie clar și să fii conștient în ce lume funcționezi ca și individ contribuabil, poate la PIB-ul unui stat, cam cum ești văzut tu de către cei care se ocupă de PIB-ul țării, dar și de business-uri în general, cum este cuantificată atenția ta și cam care sunt premisele pentru un business sănătos sau pentru o zonă economică sănătoasă și pro individ versus o economie care pune în centrul său profitul. Cartea începe cu un material biografic în care Henry Ford povestește despre un episod extraordinar în care el vede pe câmp un tractor de arat care era construit pe aburi și este atât de interesat de această experiență și de vederea acestui mecanism care funcționează și îndură toată greutatea situației mecanice, încât merge la acest agricultor și îl roagă să-l lase să privească un pic mai îndeaproape tractorul respectiv, motorul de fapt pe abur pe care funcționa acea lamă de tasat, tăiat și învârtit pământul. De acolo îi vine și ideea că dincolo de aburi ar putea să existe și altfel de mecanisme care să facă lucrurile mult mai eficiente și mult mai disponibile financiar, mai ieftine de cumpărat. Era foarte interesat de tot ceea ce înseamnă mecanică, inclusiv în zona ceasurilor, dar și în zona motoarelor, care deja în vremea aceea reprezentau și o revoluție din punct de vedere al mecanismelor industriale, dar și
dar și ceva ce lumea părea să aibă nevoie. Adică a fost un demers, această intrare în zona de civilizație industrializată a fost un demers pe care Ford l-a văzut cât se poate de natural. Și în acest sens mi-am scos câteva citate ca să vedeți un pic cam care este atmosfera cărții, care se dovedește a fi de fapt un material extrem de disponibil pentru oricare dintre noi. Povestește despre faptul că funcțiile primare sunt agricultura, manufactura și transportul. Viața în comunitate e imposibilă fără ele, căci ele țin lumea la oaltă. Creșterea lucrurilor, fabricarea lucrurilor și câștigarea de resurse sunt la fel de primitive ca nevoile omenești și totuși cât se poate de moderne. Când aceste funcții încetează, viața comunității încetează odată cu ele. Modul în care Ford gândește nu este doar asemănător minții unui geniu în zona mecanicii și a asamblărilor și a construcției și a eficacității în direcția aceasta de funcționare a societății, este un gânditor, este un om care înțelege mersul evoluției industriale în zona agriculturii ca pe o formă de a aduce întreaga comunitate spre o etapă în care munca fizică să nu mai fie atât de grea și în același timp să ușureze viața omului în a se preocupa și de alte aspecte ale vieții sale. Un alt aspect important al cărții pentru mine a fost să descoper cât de uman este acest personaj, Henry Ford. Toată cartea este infuzată de o îngemânare extraordinară de principii între a face un business să fie profitabil, dar nu cu riscul de a transforma clienții tăi, potențialii tăi clienți, în marfa însăși, ci a face o industrie disponibilă în cel mai sincer și respectuos mod față de cei care vor cumpăra produsele tale. Și în acest sens, într-unul dintre capitole, o să întâlniți, practic, o serie de principii care vorbesc despre ce înseamnă a servi, a fi în serviciul oamenilor din comunitate. Este extraordinar. Uitați ce povestește la 1922. Principiile stării de a fi în serviciul comunității. În sunt 4. 1. Absența fricii de viitor și a venerării trecutului. Cel care se teme de viitor, se teme de eșec. Și continuă cu a explica lucrurile în acest sens. 2. Dezinteresul față de competiție. Oricine face cel mai bine un lucru, este cel care ar trebui să îl facă. 3. Punerea serviciului înaintea profitului. 4. Producția industrială nu înseamnă să cumperi ieftin și să vinzi scump, ci este procesul de cumpărare corectă a materialului la cea mai mică adăugire de preț și de livrare către consumator a produsului. Și așa mai departe. Termenii sunt într-adevăr adecvați unei discuții despre ceea ce înseamnă industrie în general, dar modul în care pune problema Henry Ford este cât se poate de uman, cât se poate de pro-social, pro-comunitate, și vede acest sens al lucrurilor în care o afacere are nevoie de profit ca să poată înainta, dar profitul este secundar ideii de a fi în serviciul comunității cu ceea ce tu produci. Așadar, niște lucruri la care astăzi probabil că o să ne regândim, o să le reconsiderăm, sunt niște idei care în 1922 nu erau combătute de nicio altă instituție mondială care să gestioneze zona economică. Era un personaj care pur și simplu transmitea în mod liber aceste idei către orice mică altă comunitate care ar fi putut să încerce să se dezvolte în sensul industrial, bazându-se pe nevoia care este nevoia existentă, la care industria să răspundă într-un mod cât se poate de echitabil. A fost surprinzător pentru mine să descoper asta la personajul Henry Ford, pe care recunosc că îl cunoșteam doar din filme și poate dintr-o vizită la fabrica Ford pe care am făcut-o în America la 18 ani și din care nu înțelegeam mare lucru. Astăzi spun lucrurile într-o altă lumină.
Un alt detaliu important din carte este cum la un moment dat informațiile se îngemânează, discuțiile despre foarte tehnice, despre cum îmbunătățește linia de fabricare a automobilelor, modelul T, despre care toți am auzit, măcar odată ne-a trecut pe la urechi și care, pe care îl vedem în toate filmele de epocă americane. Pe de o parte, această discuție foarte tehnică despre cum să îmbunătățești o linie de producție și un produs pe care l-ai creat și nu să te pierzi în a crea cât mai multe feluri de produse, ci a încerca să devii cât mai bun și cât mai eficient în a face un produs cât mai vandabil și esențial comunității căreia îi te adresezi. Toate aceste discuții tehnice care la un moment dat ajung să discute inclusiv despre câte tipuri de angajați existau în fabrica sa, fiecare făcând aceeași operațiune cât se poate de eficient și de rapid și de bine. Toate aceste discuții ajung în cele din urmă să fie îngemânate cu unele cât se poate de umanitare și umane, în care Henry Ford povestește cum a gândit pentru propria fabrică de producție de automobile un procent de angajați care să fie persoane dezavantajate din comunitate. Femei care nu au soți și atunci nu exista cine să aducă acasă resursele pentru ca familia să meargă mai departe, familia, da. Angajați. Exact. Sau un procent de angajați care să vină din zona persoanelor cu dizabilități. Atenție, vorbim de 1922. România a devenit parte din această mișcare de integrare a persoanelor cu dizabilități în viața normală de producție a oricărei societăți democratice, nu cu mai mult de 10 ani în urmă. Este extraordinar cum gândea și cât de revoluționar era pentru anii 20 acest personaj. Gândea că oamenii trebuie să poată să-și permită ca din salariul minim pe economie, pe care, atenție, el l-a introdus ca și concept în fabrica sa, oamenii să poată să-și plătească traiul de la o lună la alta, să poată să întrețină o familie care să cuprindă nu doar pe cel care... cel care câștigă salariul, ci și o soție și câțiva copii. Gândea toate lucrurile acestea în ideea în care dorea ca el să fie o parte din funcționalitatea societății în care el producea aceste obiecte. Și nu, așa cum suntem poate obișnuiți astăzi, ca un industriaș care tot ce vizează este profitul personal. Pe lângă faptul că era foarte atent la cum angaja oamenii, în momentul în care aceștia erau angajați, erau și anunțați că singurul lucru pe care l-au de făcut este să câștige corect, cinstit munca, în urma muncii pe care o fac, adică să-și facă treaba. Restul fiind deja niște riscuri pe care el ca și angajator și le-a asumat, și anume acest salariu minim pe economie. Orele, programul de 8 ore este o idee revoluționară de care ne bucurăm pentru că Henry Ford a introdus-o în fabrica sa, cu argumente justificate în fața tuturor, că oamenii au nevoie să poată merge după serviciu și acasă, să aibă grijă de propria familie, cu tot ceea ce înseamnă avea grijă de o gospodărie. A introdus zona aceasta de a prelua tineri din comunitate care nu aveau neapărat o perspectivă de angajabilitate și perspectivă financiară de a putea să acceadă către studii superioare, de a-i aduna în jurul unor școli profesionale special gândite pentru a pregăti muncitori care după aceea să poată fi utilizați în fabricile pe care Henry Ford le construiește. Toată cartea e infuzată de aceste informații care vin într-un mod foarte natural, adică în niciun caz nu ai senzația că cineva se laudă cu ideile pe care le are, ci pur și simplu ai sentimentul pe parcursul întregii cărți că ți se prezintă un sistem în care acest personaj crede foarte puternic și despre care știe cu adevărat că este în folosul umanității cu toate aceste idei pe care le pune în aplicare. Pe coperta 4 am găsit un mic pasaj și, mă rog, m-am mirat când l-am citit în timp ce te ascultam pe tine, l-am spicuit puțin. Cu fiecare pagină din viața și opera mea, Henry Ford trăiește lecțiile de viață și de afaceri prin care a trecut acest pragmatic vizionar. Înțelegi cum arată clipele de epifanie ale unui inventator, afli cum a luat Ford decizii importante în momente cruciale și ce principii strategice l-au ajutat să ridice industria americană odată cu propria lui companie. Am găsit, înainte de a citi acest mic paragraf, cuvântul vizionar. Și în timp ce te ascultam, am vrut chiar să te întreb dacă putem vorbi despre o viziune
a lui Henry Ford, de un spirit nu numai revoluționar, ci și vizionar. Și cum ar fi privit, am această curiozitate, pentru că Henry Ford pune preț foarte mult, pune preț pe capitalul uman. Cum ar arăta, exact. Cum ar arăta Henry Ford în zilele noastre? Încerc să-mi imaginez acest... pentru că aici mă refer, de exemplu, la întreaga lui politic sau la politicile lui sociale, care au un puternic caracter umanitar. Faptul că nimeni altcineva în locul lui nu a făcut lucrurile astea, dacă ar fi să ne raportăm la anii 20, la acea perioadă. Și cum ar arăta astăzi un astfel de om care, din punctul meu de vedere, dacă e să-mi imaginez acest lucru printr-un exercițiu de imaginație, cred că el s-ar implica foarte mult cu acea viziune de la începutul secolului, din anii 20-30, s-ar implica foarte mult și în problemele globale ale omenirii. Știm foarte bine că există un soi de modă, hai să-i spunem, ca marile companii pe care le știm cu toții, să se implice în diverse activități umanitare. Mâncare pentru copii din Africa, continentul african, sau eradicarea anumitor boli din anumite zone ale globului și așa mai departe. Sunt foarte multe firme care fac treaba asta cel puțin de 15-20 de ani încoace sau 25 de ani la nivel mondial. Și cred că dacă ar fi trăit aceste vremuri, Henry Ford ar fi făcut aceste lucruri, pentru că până la urmă ține și de felul în care el a fost educat, ține foarte mult de caracterul, de personalitatea lui. Da, clar că vizionarismul de care Henry Ford dă dovadă nu este un cuvânt în van. Într-adevăr, dacă ar fi să facem o listă cu toate lucrurile pe care el le-a propus și le-a implementat în comunitate și în societatea americană în vremurile sale, sunt într-adevăr niște lucruri care nu au existat până atunci sau care poate doar au fost discuții în mințile unor filozofi. El pare să fi fost un personaj cu picioarele bine înfipte în pământ și care implementa ceea ce spunea. Adică toată această carte transpare de idei care imediat sunt și exemplificate prin lucruri și acțiuni concrete pe care le-a întreprins acest personaj, Henry Ford. Mai devreme, cred că povesteai un pic despre toată ideea de CSR, de Community Social Responsibility, care este exact. O componentă de business importantă, care s-a dezvoltat în ultimii 20 de ani și în România. Am trăit din prisma ONG-urilor experiența creșterii acestei zone de CSR în România, cu 20 de ani în urmă, și cred că a pornit ca o dimensiune cât se poate de umanitară, de a întoarce o parte din profitul unui business către comunitatea în care tu funcționezi ca și business. Dar astăzi, în mare parte, senzația mea este că s-a transformat într-un exercițiu de advertising și că mai degrabă campaniile de CSR... Sunt campanii de imagine. S-au întors într-o zonă exact. De PR și de, da, și da, de publicitate. Da, 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 da. Însă, observăm în ultimii 5 ani și în România că au început să se prindă oamenii de business, că și noi ca și consumatori înțelegem acest lucru, că e transparent pentru noi atunci când atenția noastră este cumpărată și când ni se propun idei, dar nu și fapte. Senzația mea este că un vizionar cu puterile lui Henry Ford, care s-ar naște astăzi sau care ar apărea astăzi dintr-o dată în comunitatea noastră în România, ar fi un personaj care ar vorbi despre respect, despre echitabilitate în acțiunile pe care le facem și despre responsabilizare de ambele părți, atât din partea business-urilor, cât și din partea consumatorilor. Adică despre a face comunicarea aceasta funcțională între un business care îți propune produse pe care să le cumperi și tu ca și cumpărător, o discuție cât se poate de sinceră. Să fim siguri că atunci când citim pe
ambalajul produselor pe care le cumpărăm, că sunt produse într-un anume loc și conțin anumite substanțe, să fim siguri că așa este, să înțelegem concret, clar și poate doar în 30 de secunde ce mâncăm atunci când cumpărăm ceva de pe rafturile din magazine, să nu fie nevoie să facem un Google search, o căutare pe internet ca să ne dăm seama câte euri și câte substanțe toxice există în mâncare. Cred că un vizionar în lumea business-ului ca Henry Ford astăzi s-ar reîntoarce la a face lucrurile pentru clienții săi la fel de curate, sincere și sănătoase, precum le-ar face pentru sine, le-ar propune la prețul pe care el însuși, ca și producător, ar vrea să le cumpere în comunitate și ar fi un personaj mult mai racordat la a se identifica el însuși cu cel care cumpără produsul, la a face pentru ceilalți ceea ce ar face și pentru sine în orice moment. Henry Ford dă dovadă de această atitudine și a fost o plăcere să citesc până la final această carte și să colaborez cu colega mea Luiza Neagu pentru a o aduce pe piața de carte, pentru că am înțeles că în orice moment al istoriei civilizației noastre au existat personaje care au înțeles că a fi în comunitate presupune acest gest de respect extraordinar pentru toți ceilalți care fac ca tu să existi prin faptul că îți consumă produsele sau cumva serviciile, business-ul pe care tu îl produci. Ei au existat întotdeauna, acești vizionari, sunt parte din ceea ce înseamnă un sistem. Și îmi doresc din tot sufletul cât mai mulți dintre noi, indiferent că suntem cei care produc sau cei care cumpără și consumă produsele altor oameni, să ne racordăm la același set de valori astăzi. În acest sens, cred că tremurile pe care le trăim subliniază simplitatea despre care vorbește și Henry Ford în cartea sa Viața și opera mea și în acest sens vă datorez un citat. Simplitatea adevărată înseamnă acel lucru care oferă cel mai bun serviciu și e cel mai convenabil de folosit. Nu avem nevoie de foarte mult, nu avem nevoie de lucruri scumpe. Într-o situație de criză ca cea pe care noi o traversăm acum, e clar că toată existența noastră s-a simplificat, nevoile noastre au rămas, s-au întors înapoi la nivelul nevoilor de bază și acolo putem să lucrăm. Acolo, de fapt, ne întoarcem încă o dată și recalibrăm ce înseamnă să trăiesc astăzi, ce înseamnă să fiu în această comunitate, care e puterea banului în acest moment și ce aș vrea să cumpăr cu banii pe care îi am. Iar dacă nu am, care este prima resursă la care mă pot întoarce? Și acesta este pământul. Pământul și ea crește pământul. S-ar putea, unii spun, toată societatea noastră să se întoarcă după această experiență de criză transformatoare către lucruri mult mai simple și către o economie mult mai simplă și mai sinceră. Îmi doresc din tot sufletul să fie așa și sper cât mai mult să aderăm la aceste principii. Un ultim citat în acest sens din cartea Viața și opera mea, la 1922, Henry Ford scrie: exploatarea nemulțumirii e o afacere consacrată în ziua de astăzi. Scopul nemulțumirii nu e să rezolve ceva, nici să facă ceva, ci doar să păstreze starea de nemulțumire. Adică aș pune eu aici cuvântul insatisfacție în locul nemulțumirii. A vrea să cumperi cât mai mult, să consumi cât mai mult, să merge 5, 3, 4, 7 ori la magazin și să nu fie niciodată îndeajuns ceea ce ai acasă, este un principiu pe care foarte mulți s-au bazat în ultimii 20 de ani. De aceea am ajuns și într-o criză globală din punct de vedere al mediului, pentru că exploatarea fără măsură a mediului în care trăiești nu are cum să te ducă la o viață sănătoasă și funcțională și, bineînțeles, sustenabilă. Cred că ne vom întoarce la niște principii de sinceritate, simplitate și respect unii față de ceilalți, despre care Henry Ford vorbește și la 1922. Aștept să văd ce va fi. Respectul față de semeni, respectul față de oameni, îl face pe Henry Ford un personaj unic, aș putea spune eu, și poate de aceea îl apreciem cu toții. Ca să fac o glumă, cred că mi-aș dori ca toți conducătorii de vehicule și de autovehicule cu motoare Ford sau autoturisme Ford să citească această carte admirabilă, ca să înțeleagă exact. Cred că e un exercițiu foarte interesant să am o mașină, de exemplu, o mașină Ford. Bineînțeles că această carte noi o recomandăm amândoi tuturor cititorilor Herald și nu numai.
pentru că este o carte remarcabilă, dar încercam să mă gândesc dacă putem însufleți cumva, uite, o mașină, gândindu-ne, da, conduc un autoturism sport și să stau să mă gândesc la cel care a fost baza în urmă cu câteva zeci de ani, mulți zeci de ani, a stat la baza construirea acelui și ce a stat, de fapt, în spatele, din punct de vedere uman, mai ales că eu îl consider pe Henry Ford un foarte bun și foarte fin psiholog și cunoscător foarte fin al psihologiei umane. Henry Ford, Viața și opera mea, o carte remarcabilă.